Cine împarte, parte își face. Asta și-au spus membrii comisiei care elibera certificate persoanelor cu handicap. În timp ce pilele nici măcar nu erau chemate la comisie, adevărații bolnavi treceau prin clipe de coșmar. Erau purtați pe drumuri și li se refuzau anumite drepturi legale. Ioan Anghel, un pensionar care suferă de insuficiență renală, și-a făcut curaj și a reclamat comisia în instanță. Ioan Anghel are un handicap ireversibil. Cu toate acestea, a primit un certificat pe termen limitat, fără a avea drept de însoțitor. Deși legea prevede altceva, probabil dacă ar fi avut pile la comisia de evaluare, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Mi s-a refuzat categoric eliberarea unui certificat întocmit corect. Adică handicapul meu este congenital, permanent și ireversibil. Ei mi-au eliberat un certificat de handicap pe termen limitat de 12 luni, fără drept de însoțitor, deși handicapul este grav, fac hemodializă, nu avem voie să facem niciun fel de efort. Am rămas, ca să zic așa, blocat când n-am văzut certificatul. Ioan Anghel a făcut reclamații peste reclamații la poliție și parchet. Pentru un moment totul s-a rezolvat, însă problemele au apărut din nou. Comisia l-a trimis la expertiză în București. Alte drumuri și alte cheltuieli pentru o persoană care nu are voie să depună efort. Comisia de expertiză de la București a zis: domnul Anghel, mergeți acasă, noi trimitem rezoluția la Sibiu și comisia de la Sibiu vă va chema și va finaliza. Au trecut 30 de zile, comisia de la Sibiu nu m-a chemat. Abia când a aflat că în Sibiu s-au eliberat sute de certificate ilegale, a înțeles de ce el, care avea tot dreptul asupra unui certificat, a fost purtat ani de zile pe drumuri. S-au dat vreo 300 și ceva de certificate false la oameni, personalități din Sibiu și așa mai departe. E curios, și pe ăștia când le-au dat, tot așa i-au purtat pe drumuri și i-au refuzat. Ioan Anghel speră că toți cei care l-au purtat pe drumuri vor plăti într-o bună zi, dacă nu în fața legii, cel puțin în fața lui Dumnezeu.